Bună! Mă bucur să ne întâlnim din nou în Arena Sănătății. Așa cum știți, în toate emisiunile noastre am încercat să punem accentul pe prevenție, pentru că să previi e mai ușor decât să tratezi. Iar în privința sănătății orale, știm cu toții de fapt cât de importante sunt o igienă orală riguroasă și vizitele periodice la medicul dentist. Totuși, inventăm motive, găsim pretexte, ca să amânăm și iar să amânăm necesarele vizite la medicul dentist. Ba că o să ne doară, ba că n-avem timp, ba că o să ne propună un detartraj și noi nu prea avem chef, pentru că ne gândim că în timpul detartrajului o să avem o stare de disconfort sau ne mai întrebăm dacă după detartraj nu cumva o să ni se fragilizeze dinții și câte și mai câte. Adică dacă este să inventăm lucruri, inventăm. Dar noi poate că nu suntem conștienți de importanța sănătății orale și nu cunoaștem legătura dintre sănătatea orală și sănătatea generală. Despre toate acestea, noi am stat de vorbă cu doamna dr. Petronela Luca, medic dentist cu competențe în implantologie, parodontologie și stomatologie laser, cea care a fondat Clinicile Unident, clinici dentare premium care se găsesc în Tulcea, în Galați, în Buzău și în Brașov deocamdată. Vă invităm așadar să aflați împreună cu noi care este legătura dintre sănătatea orală și sănătatea generală și cum ne influențează sănătatea orală, sănătatea generală. Așadar, de ce este importantă sănătatea orală? Cavitatea orală reprezintă poarta de intrare în organism a bacteriilor și virusilor și din acest motiv, sănătatea orală ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre. Prin intermediul sângelui, bacteriile de la nivelul cavității orale ajung la nivelul organelor în întreg organismul. Igiena precară și neglijarea sănătății orale duc la dezvoltarea bacteriilor din cavitatea orală, care de aici pleacă în corp, putând facilita dezvoltarea unor afecțiuni grave sau complicarea unor afecțiuni deja existente. În cadrul consultației stomatologice, fișa medicală a pacientului este foarte importantă. Astfel, în cadrul anamnezei, notăm toate afecțiunile de care suferă pacientul, istoricul medical și tratamentele pe care acesta le urmează pentru a putea preveni dezvoltarea unor anumite afecțiuni. Haideți să aflăm câteva recomandări generale despre igiena orală. Pacienții cu lucrări dentare și cu proteze ar trebui să mențină un grad de igienă ridicat și să utilizeze metode și tehnici suplimentare de igienizare, deoarece la nivelul suprafețelor greu accesibile se dezvoltă placa bacteriană care se transformă în tartru și care menține o floră bacteriană mare. Dar, pe lângă clasicul periaj, ce se mai recomandă? Periuțe interdentare, dar mai ales dușul sau irigatorul bucal, care reușește să curețe acele zone greu accesibile și să mențină suprafețe curate și să prevină afecțiunile parodontale. Riscul de a pierde dinții începe de la afecțiunile parodontale, începe cu gingivita. Avem un program de mentenanță prin care pacienții sunt chemați periodic la igienizare, la igienizarea profesională, care cuprinde detartraj, periaje, airflow, dar și manopere de tratamente laser pentru decontaminare bacteriană. Astăzi nu se mai recomandă antibiotice pe termen îndelungat pentru a diminua bacteriile de la nivelul gingiei, ci doar cu un aparat laser decontaminăm. Este o manoperă ușoară, plăcută, confortabilă și fără să distrugă echilibrul florei bacteriene. La cât timp? La ce interval se recomandă o igienizare profesională? În funcție de afecțiunile de care suferă pacientul, manoperele de profilaxie, de prevenție a afecțiunilor dentare, manoperele de igienizare se fac la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, dar sunt și pacienți pe care îi igienizăm săptămânal până încep să
înțeleagă modul corect de igienizare și până își însușesc toate tehnicile suplimentare de igienizare. Suntem alături de pacienți până acesta cunoaște care este modul corect de îngrijire dentară. Doar cu o profilaxie bună putem menține rezultatele tratamentelor noastre pe termen lung. Așadar, pacienții trebuie să învețe să se spele corect pe dinți, chiar dacă sunt adulți. Pentru că dacă e să fim sinceri, și noi, ca adulți, avem o serie întreagă de deficiențe, iar medicul dentist ne poate ajuta să conștientizăm eventualele deficiențe pe care le avem în privința spălatului pe dinți și să ne ajute să le depășim. Atât medicii, cât și asistentele noastre sunt instruite pentru a învăța pacienții să utilizeze tehnica corectă de periaj, pentru că și aceasta poate fi o metodă de traumatizare a dinților, o metodă incorrectă de igienizare. Acordă informații despre utilizarea dușului bucal, pentru că nu orice pacient este familiarizat cu aparatura, mai ales pacienții în vârstă, și avem grijă să le recomandăm apele de gură, substanțele de clătiri orale în funcție de afecțiunile de care suferă. Totul este personalizat, individualizat, nu putem spune că este o rețetă universal valabilă. Din acest motiv, relația cu medicul dentist trebuie menținută pe termen lung, pentru că fișa medicală a acestuia conține toate datele pacientului. Acesta știe ce tratamente i-a efectuat, ce indicații i-a acordat, astfel încât rezultatele să fie bune și satisfacția să fie de ambele părți. Totul este foarte bine și frumos, teoretic, dar există și pacienți care pur și simplu nu vor de tartraj, pentru că ei consideră că în urma de tartrajului li s-ar fragiliza dinții, li s-ar sensibiliza dinții. Ba unii pacienți au senzația că în timpul de tartrajului li se rup bucăți din dinți. Sunt pacienți care spun într-adevăr că de tartrajul le strică dinții. Spun pacienților că contează foarte mult cu ce instrumente se efectuează acel detartraj, pentru că există o gamă variată de aparate, de la ieftine la foarte scumpe, care în funcție de tehnologie, diferă atât tehnologia, cât și calitatea pieselor, a anselor, și, bineînțeles, mâna medicului și răbdarea acestuia. Un detartraj diferă de la cabinet la cabinet. Încercăm să facem această manopiră cât mai delicat, pentru că atunci când există tartru, există și o sensibilitate a gingiei, pentru că suferă un proces de inflamare. Dacă o facem delicat, cu un aparat performant, nu este nevoie de anestezie, nu este nevoie de spray anestezic, este nevoie doar de răbdare și de tehnologie pentru ca rezultatul să fie cel dorit atât de către medic cât și de către pacient. Nu avem voie să facem detartaj oricărui pacient. Știm ce pacient avem și pentru unii chiar trebuie să avem profilaxie, să dăm antibiotice înainte, să avem o schemă de tratament indicată de medicul cardiolog sau oricare alt specialist. De asta mă mir când vin pacienții și spun vreau un detartraj doar, nu vreau o consultație. Acest lucru este imposibil pentru că noi nu executăm manopere, noi facem tratamente unor pacienți pe care trebuie să-i cunoaștem și cărora trebuie să le facem mai mult bine și nu trebuie să le facem rău. Dar căror pacienți nu li se poate face detartraj? Pacienții cu afecțiuni cardiace, care au suferit intervenții chirurgicale, pacienții cu risc de endocardită, acolo unde avem tartru foarte mult, întâi recomandăm și diminuăm flora bacteriană, apoi putem face un detartraj, pentru că putem produce bacteriemie care poate duce la endocardită. Prevenim afecțiunile grave, un simplu detartraj poate duce la o afecțiune gravă. Pacienții nu știu lucrul ăsta, vin și cer în continuare, vreau doar un detartraj, nu vreau o consultație. Le spunem că nu se poate, unii se supără, alții înțeleg, dar noi am ales să facem medicină, suntem medici înainte de toate. Vă mulțumim tare mult pentru că ne urmăriți!
Sperăm să o faceți și în continuare, pentru că vom aborda aspecte esențiale pentru sănătatea noastră și, în plus, după cum ați văzut, putem să aflăm lucruri interesante, foarte multe lucruri interesante, chiar și plecând de la obiceiurile noastre simple, precum igiena orală pe care ne-o facem singur zilnic acasă sau igienizările profesionale pe care le facem periodic în cabinetul stomatologic. Și este normal să aflăm atâtea și atâtea lucruri interesante, pentru că stăm de vorbă cu specialiști de valoare. Stăm de vorbă cu specialiști de top din medicină și din stomatologie, de la care avem atâtea și atâtea de învățat. Noi vă mulțumim tare mult, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați like paginii noastre de Facebook și intrați pe accmediachannel.ro, unde găsiți toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor, abonați-vă la newsletter și astfel veți fi înștiințați prin e-mail de fiecare dată când postăm câte o nouă emisiune. Vă mulțumim tare mult și, bineînțeles, vă dorim multă sănătate!